căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecile mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Aceasta a fost făgăduința în primul enunț. Ea a fost reluată și citez de la versetul 13. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, tatălui Samson, femeia, să se ferească de tot ce i-am spus. Să nu guste niciun rod din viță, să nu bea nici vin, nici băutură tare și să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Manoah a zis îngerul Domnului, îngăduie-mi să te oprești și să-ți pregătesc cu ied. Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, chiar dacă m-ai opri, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa căci este îngerul Domnului. Am amintit această lucrare ca să ne dăm seama ce loc a ocupat Samson în planul lui Dumnezeu. A fost delegat un înger, a revenit, a menționat niște condiții alimentare și spirituale pentru mama lui, iar din dorința lui Manoah de a aduce o jertfă Domnului, înțeleg spiritualitatea lui, dorința lui pentru îndeplinirea unui plan dumnezeiesc, ceea ce s-a văzut imediat ce s-a născut și copilul. Citesc de la versetele 23 la 25. Nevastă s-a răspuns, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre ardere de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Ei a înțeles foarte clar cu ce scop s-au petrecut aceste revelații. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țoreia și Eștaol. Iată cum Dumnezeu, cel care veghează pentru îndeplinirea planurilor, a lucrărilor sale, a trecut la realizarea lor imediat și copilul s-a născut. Domnul l-a binecuvântat. Posibil a avut și este normal să fi fost așa, o dezvoltare fizică deosebită, aparte, poate o sănătate aproape perfectă. De asemenea, a început să fie sensibil încă din copilărie la manifestările Duhului, simțea și se dovedea în viața lui cercetarea Duhului Dumnezeu, prezența sfântă, puterea divină, fără să ne fie date prea multe detalii. Gândiți doar ce s-a putut petrece prin expresia Duhul Domnului a început să-l miște. Amintiți-vă de exemplu de Ilie, despre care ziceau la un moment dat oamenii din experiențele lui, poate până mă duc să raportez împăratului unde ești, Duhul Domnului te transbordează și ajungi într-un alt loc. Erau diferite manifestările puterii lui Dumnezeu. Omul acesta, așa cum am pus și titlul acestei teme, a fost foarte tare prin forța fizică, dar foarte slab prin rezistența la ispita feminină. Această dublă evidență reiese foarte ușor din capitolul 16, dacă citim de la versetele 14 la 17. Versetele asupra cărora vom mai reveni, dar pe care le citim drept emblemă a realității lui. Și ea, adică Dalila, le-a pironit șuvițele de păr cu un cui de lemn în pământ. Apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeală cu tot. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Fiindcă ea necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Și a deschis toată inima față de ea și i-a zis, briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Vreau să urmărim pe parcursul celor scrise de la capitolul 14 la 16, cum s-a întâmplat, care au fost cauzele, de ce Samson, omul cu o așa chemare, a ajuns într-o așa stare, pentru a putea trage învățăturile necesare. Am împărțit lecția în două. Mai întâi vom vorbi despre isprăvile lui Samson și apoi despre greșelile lui Samson.
Uneori izbesc isprăvele, izbesc faptele de vitejie, realizările, dar ele se desfășoară în viața unor oameni în paralel sau pe fondul sau în coexistența unor greșeli, a căror efect nu va rămâne în timp neobservat și care greșeli pot să ducă în final la un faliment. Se observă că isprăvile lui au fost de unul singur. A fost omul brav, dar solitar. Să observăm isprăvile în timpul vieții, adică în perioada părului lung, a semnului și a efectivității puterii în viața lui. În capitolul 14, de la versetele 5 și 6, observăm mai întâi uciderea unui leu. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Și știți că leii tineri au o îndrăzneală datorită puterii și a lipsei de experiență. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. Observați că nu prin forță fizică datorată deprinderilor lui, sau nu printr-o tactică specială, printr-un exercițiu de iscusință, a răpus leul. Nu avea niciun obiect în mână, cu mâinile goale. Nu știm cum l-a apucat, cum l-a desfăcut. A fost puterea divină, prezentă, pe moment, în viața lui. El a uzat de ea și l-a omorât. Dacă ar fi să analizăm toate datele problemei, nu știu de exact de ce a ieșit acel leu în cale. Gândindu-mă la alte situații din Scriptură, când lei parcă aveau fiecare o adresă precisă și animalele nu umblă nici ele de capul lor și execută niște ordine. Dar astea rămân extensii posibile de gândire, asupra cărora nu ne oprim, nu constituie tema lecției noastre. Întoarcem și la Judecător, capitolul 15, pentru a vedea o altă ispravă față de lumea animală, de data aceasta schinjuirea a sute de vulpi. Versetele 4 și 5. Samson a plecat. A prins 300 de vulpi. Nu știu cum le-a blocat în vizuină sau ce a făcut. Și a luat niște făclii, apoi a legat vulpile coadă de coadă și a pus câte o făclie între cele două cozi la mijloc. A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor și a aprins astfel atât stogurile de snop, cât și grâul care era în picioare, bancă și grădinile de măslin. Un incendiu unic. Dar, evident, le-a pricinuit rând și dureri și probabil le-a cauzat moartea și animalelor. A distrus agricultura filistenilor. Din nou aici, o putere supranaturală l-a capacitat încât a putut să facă acesta. Noi, uneori, ca oameni, încercăm să prindem poate un animal domestic și trudim după el până transpirăm. Și l-a reușit să prindă 300 de vulpi, încă să le angajeze pe toate ca într-o armată specială. Vreau să ne gândim de aici la ceva. Spuneam adineauri, apropo de leu, că animalele nu funcționează de capul lor și pot fi controlate. În mod special, el execută ordinele îngerilor. Așa este scris și în cazul lui Daniel, că a trimis pe îngeri, care a stopat felinele din groapă să nu-l atace. Cred că o putere asemănătoare, evident mai mare și permanentă, este la dispoziția îngerilor pentru a controla animalele. Și, de asemenea, Dumnezeu controlează lumea fizică, controlează lumea spirituală, dar este interesant și felul în care controlează animalele. Controlează și natura, plantele, dezvoltarea lor. Sau gândiți-vă cum Dumnezeu cărmuiește când este vorba de o invazie de lăcuste. Dar nu-i de mirare. Cum Dumnezeu a pus în mod permanent înțelepciune în albine. Albina e foarte inteligentă. E de mirare că la un moment dat să supradozeze niște animale sau să le pune să execute un ordin sau altul? Vorba Scripturilor și repetată, este ceva prea greu pentru Domnul? Nici de cum. Dumnezeu nostru este atotputernic, slăvit să fie El. Să privim acum la o altă ispravă,
Judecător 14, versetul 19 și apoi și din capitolul 15, prin care Samson a omorât zeci și apoi sute de filisteni. Deci 14 cu 19. Duhul Domnului a venit peste el, s-a pocorât la Scalon, una din cetățile de seamă ale filistenilor. Acolo au ucis 30 de oameni. Le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegase răghicitoare. El a aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. Probabil, peste el, apropo de expresia că era plin de mânie, nu știu exact din ce fază a intervenit mânia, atunci când venea Duhul Domnului peste el, cu acea forță supranaturală, era pornit într-un mod deosebit o mânie care îi supradoza capacitățile. De altfel, asta se dovedește și într-un mod mai mărunt, mai ușor în viața noastră, când un om este prins de o tensiune specială, are o forță mult mai mare decât în, sau cel puțin mai mare decât în condiții obișnuite. Dar aici nu știm cum i-a omorât, dar în capitolul 15 citim în mod mai clar, de la versetul 8. Scrie că după ce le-a produs paguba cu vulpele, i-a bătut aspru pe spate și pe pântece. Apoi s-a pocorât și a locuit în crăpătura stâncii Etam. De bună seamă, bătea rău de tot. Scrie apoi aici, de la versetul 9, că filistenii au venit și profitând de faptul că iudeii erau supuși lor, le-au cerut să îl dea în mână. Bărbații lui Iuda, de frică sau din obligație statală, i-au răspuns, ne-am suit să legăm pe Samson și să-i facem așa cum ne-a făcut el nouă când aceasta au zis filistenii. I-au zis, nu știi că filistenii stăpânesc peste noi? Cine ai făcut? El s-a motivat. Și apoi i-au zis, noi ne-am pocorât să te legăm și să te dăm în mâinile filistenilor. Samson le-a zis, jurați-mă că nu mă veți omorâ. Ei au răspuns, nu, vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorâ. L-au legat cu două funii noi și l-au scos din stâncă. Iată-l arestat. Când a ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Observați, nu tot timpul dispunea de acea forță uriașă. Funile pe care avea la brațe s-au făcut ca niște fire de in, ars în foc și legăturile i-au căzut de pe mâini. Putem să pomenim, vis-a-vis de o asemenea lucrare, despre acel demonizat din Gadara, Marcu 5, că și puterea diavolului este mare. Îl legau cu obezi și cu cătușe și le desfăcea pe toate. Nu puteau să-l țină, aveau o forță care întrecea forța acumulată a mai multor bărbați, sau chiar, ca să nu vorbim doar de forța mai multor bărbați adunată la un loc, chiar forța anumitor obiecte, cum nu știu ce cătușe aveau ei, dar dacă tot vorbim de lucruri supranaturale, ce îngerii când au scos pe ucenici din temnițe sau pe Petru, n-au descuiat ușile, cum le-au descuiat? Lumea spirituală este mult, net superioară lumii fizice. Apoi, citind de la versetul 15, el a găsit o falcă de măgar neuscată încă. A întins mâna, a luat-o și a ucis cu ea 1000 de oameni. Imaginați-vă cum lovea în ei și ce făcea. Și Samson a zis, cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi, cu o falcă de măgar, am ucis 1000 de oameni. După ce ai sprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână și locul acela s-a numit Ramat Lehi, aruncarea fălcii. Vreau să citesc și versetele următoare ca să înțelegeți că atunci când Duhul lui Dumnezeu se retrăgea, am putea spune, cu acea putere, el rămânea ca oricare altul, cum a zis el că s-ar întâmpla dacă. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis, tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mor de sete să cadă în mâinile acestor mutiați împrejur? Și Dumnezeu a repetat una din minunile pustiei. A despicat crăpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut, Duhul s-a îndremat și s-a înviorat. Și locul acela s-a numit El Hakore, izvorul celui ce strigă. El a făcut și alte demonstrații de forță. Acestea s-au soldat cu pagube sau cu ucideri de vieți, dar să observăm o altă demonstrație în capitolul 16 de la versetul 3. Samson a rămas culcat până la miezul nopții. Pe la miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpi. Le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului. Asta efectiv a fost doar o demonstrație de forță. A fost asta o pagubă, că le-a demontat poarta. Și apoi au urmat acele demonstrații repetate, scrise acei, în compania Dalilei, când a fost legat cu
7 funi noi, când a fost legat cu funii care să nu fie întrebuințate niciodată, când a fost legat, cum am citit în versetul 14, cu părul unor zeala țesăturii, 3 demonstrații de forță reușite. Foarte ciudat, el a reușit în forță, deși trăia în curvie. Mai greu de explicat, dar posibil. Și să terminăm cu isprăvile, pentru că nu vreau să înțelegem greșit aceste fapte de vitejie, să nu înțeleagă cumva băieții tineri care au putere fizică și să zică, dacă așa mi-ar da Dumnezeu capacitate, ce m-aș duce eu la evanghelizare, să vină unul să-mi stea în cale și i-aș încolona ca atare. Atunci erau alte vremuri. Atunci puterea fizică, fie sub puterea săbiei sau altor arme, constituia o necesitate. Noul Testament, nu mai vorbim despre așa ceva. Noi folosim aceste idei doar pentru comparații, pentru a studia istoria care ne slujește drept pildă. Oameni care au puteri deosebite. Oameni în fața cărora duhurile cad sau duhurile ies afară. Pentru că istoria noastră, penticostală de 100 de ani încă nu, dovedește că au fost oameni la căror cuvânt, care prin puterea Duhului Dumnezeu care era peste ei, au scos afară demoni. Au avut capacități deosebite din partea Domnului și din nefericire. Unii, doar care n-au rămas credincioși, care au comis greșeli, s-au pierdut și au murit fără Dumnezeu. Acum, orice putere am avea, orice slujbă sau daruri se vor exercita prin noi, trebuie să fim atenți și, pe de o parte, să ne gândim la isprăvi, așa au și ele locul lor, și sunt mari lucrările Domnului cercetate de cei ce le iubesc, dar, pe de altă parte, să vedem greșelile și pentru a vedea în ce situații, în ce păcate să nu cădem. Să observăm și isprăvele din timpul detenției. În 16:20 este o primă încercare nereușită. A fost provocat de Dalila. I-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se departase de el. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza, l-au legat cu niște lanțuri de aramă și el împărtea la râșniță, în temniță, de data aceasta cu puterea lui fizică obișnuită. O încercare nereușită. Iată cum minunile nu s-au repetat la nesfârșit. Iată cum isprăvile au avut un capăt. Știți, vorba românească, ulciorul merge de multe ori. Dumnezeu are de lung răbdare. Dumnezeu nu este unul care se pare rău de darurile date, de chemarea făcută, dar Dumnezeu nu este un slujitor al păcatului. Și într-o zi omul va constata, dacă nu respectă regulile sfinte, dacă lucrează fără de lege, că va rămâne fără puterea lui Dumnezeu. A fost însă și o ultimă încercare reușită după pocăința lui din temniță. Dar doar atât, o ultimă încercare reușită la moarte. Citim de la versetul 26. Și Samson a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpile care se razimă casa și să mă razim de ei. Casa era plină de bărbați și de femei, toți domnitorii filisteilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3.000 de înși, bărbați și femei care priveau la Samson cum juca. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, Dumnezeule, te rog, adu-ți aminte de mine, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun filisteenii pentru cei doi ochii mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăbătit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-au omorât în timpul vieții. De acum 3.000. Și în viață, încă 1.000, câteva sute, n-au omorât așa mulți. Că toate isprăvele le-a făcut de unul singur și a căzut din greșeală în greșeală până când s-a pierdut. Gândiți-vă la alții. La Gedeon, la alții, care împreună cu credincioși din Israel, am zis credincioși, pentru că s-au asociat cu el și ca să ne gândim la noi, au omorât mult mai mulți dușmani,
au făcut isprăvi mult mai puternici. Gândiți-vă la David. De aceea, să se știe, omul care funcționează de unul singur, care nu ține cont de regulile Domnului, va avea isprăvile lui, dar nu multe și nu mari, deși el poate fi evidențiat prin puteri deosebite. Dumnezeu vrea să sprijinească pe mai mulți și să-i sprijinească toată viața, nu doar pe unul și nu doar o vreme. Să punem punct relatării isprăvilor și să ne oprim cu insistența asupra greșelilor. Mai întâi, greșeli la prima căsătorie. Când e vorba de lucrători, aici se pune problema. Dacă nu, cumva se fac greșeli. Și chiar vorbind despre orice alt om care lucrează în via Domnului. Citim de la capitolul 14, începând cu versetul 1. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie dintre fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul și tatălui său și mamei sale. Și a zis, am văzut la Timna o femeie dintre fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să iei nevastă de la filisteni, care sunt neteați împrejur. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o, căci îmi place. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, că Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. În vremea aceea, filistenii stăpâneau peste Israel. Greșeala de aici e dată în prim plan de faptul că a încheiat o căsătorie împotriva condițiilor biblice. Dumnezeu spusese clar, fiecare evreu să se căsătorească cu un alt evreu, sau mai exact cu o evreică, dacă se putea din seminția lui, dar sub nicio formă, din afara celor 12 seminții a lui Israel. Aceasta era o regulă și este foarte clară. Exact asta spune și Noul Testament, să se căsătorească cu cine vrea numai în Domnul. Dar de regulă, când se trece peste bariera aceasta, se iese din acest parametru sfânt, se aduc motive. Cred că primul motiv este cel enunțat de Samson, chiar dacă el avea un altul. Cu ce a motivat, cred că este o regulă generală. Ia-mi-o, căci îmi place. Și în versetul 7 scrie la fel. S-a pogorât și a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. Că dacă ar fi fost motivat doar să o ia, să agațe carul cu filistenii, lua oricare, dar lua una care îi place. Că el nu era în proporție majoritară afectat doar de dorința de dispută cu filistenii. Rezultă din mai multe aventuri ale vieții lui. Nu știu dacă puterea fizică a avut de a face cu a stimula apetitul lui sexual, măcar că de la părinți n-a fost provocat, pentru că mama lui a trăit o viață de abstinență pe perioada sarcinii. Dar oricum, el a fost un om afectat în dorința lui și este, reiau generalizând, o ispită majoră, foarte frecvent, dacă îi place la un băiat. Uitați-vă și în vremea noastră când asistăm la ceea ce se numește a fi o revoluție sexuală, la provocări multiple și la o pasiune excesivă pe acest tărâm și femeile sunt numite sexul frumos, tinerii care nu sunt suficient de spirituali și de fundamentați și de dornici să respecte cuvântul sunt, iau o fată care le place. Și asta suprimă adevărul și se trece peste norma sfântă, că nu-i credincioasă. Place. Și se discută și se înaintează procedura în sine și în final se ajunge la necazul acesta. Știți ce urmări au fost de aici? Citeți din capitolul 15, la versetul 1 și 2. Să vedeți acum partea cealaltă a scopului său. După câtva timp, pe vremea secerațului grâului, Samson s-a dus să-și vadă nevasta și i-a dus un iet. El a zis, vreau să intru la nevasta mea în odaia ei, dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. Am crezut că o urăști. A zis el, și-am dat-o tovarășului tău, nu este sorul sa,
cea tânără mai frumoasă ca ea, ia-o dar în locul ei. Iată cum nu doar din dorința de căsătorie a luat-o. Putea să o ia pe Sorai. Așa cum scrie și aici în versetul 4 pe care vi l-am citit, el căuta un prilej de ceartă cu filisteni. Cel mai greu de înțeles este prima parte a versetului, unde este scris că lucrul acesta venea de la Domnul. Să nu-mi spună nimeni, nu cred și vă sfătuiesc să nu credeți, că vine ceva de la Domnul care este împotriva cuvântului Domnului. Pentru că Dumnezeu nu duce pe nimeni în ispită, uitați-vă la urmări. Dumnezeu nu provoacă în mod deliberat, din proprie intenție, pe cineva la o stare de păcat. Știți ce a urmat de aici la Samson? Căderea. Se poate ca lucrul acesta să fi venit de la Domnul într-o variantă ca lui Balam. Îmi place și oricum vreau să mă agaz de ei. Și cu asta am rezolvat două. Ca și cum ar spune cineva, o iau și că îmi place pe o fată, dar fac și puțină evangelizare. Și se pocăiește și am câștigat un suflet. Adică se încearcă înșghebarea unui scop bun, dar care se realizează în complementaritate cu un lucru rău. Ceea ce nu este indicat. Ca și cum ar zice cineva, îi fac o afacere ilegală, o fraudă, sau se ocupe cu, știu eu ce, droguri sau așa ceva, că îmi plac banii, dar uite din banii ăștia mi-ajut și părinții sau fac ceva pentru biserică. Astea nu sunt lucruri care se unesc. Dumnezeu nu acceptă nici măcar sărbătorile unite cu păcatul, de cum vreo altă activitate asociată cu nelegiuirea. Nici de cum. Dar vă spuneam că poate să fi fost ca și la Balam, Dumnezeu a spus lui Balam, nu te du. Și întotdeauna primul cuvânt dat de Dumnezeu e cel scris în Scriptură. Dar dacă cineva insiste, dar dacă cineva dorește, Dumnezeu nu te oprește să nu iei o anumită fată. Ai prescripția biblică, s-ar putea Dumnezeu să-ți mai dea vreun cuvânt în anexă, vreun cuvânt special, dar dacă tu vrei să o iei și te gândești la diferite aspecte, bogăție, plăcere, Dumnezeu te lasă. Și s-ar putea chiar să ai un cuvânt de încuvințare a dorinții tale, de accept din partea Domnului. Pe de altă parte, putem spune că venea de la Domnul cearta cu filistenii, dar nu sub forma aceasta. Pentru că în lecțiile trecute am vorbit și este vie în memorie imaginea întregului testament. Cum? Trebuia doar de la un conflict de familie să te poți descula împotriva cananiților. Nu existau alte motive ca să pornească la război cu ei. Dar de unde? Vreau să observăm apoi tot de la prima căsătorie a lui Samson felul în care a organizat ospățul în compania filistenilor și pe parcursul primului ospăț, a primei căsătorii, s-a evidențiat slăbiciunea lui. Că aceasta vrem să arătăm. 14 de la versetul 14. Hai să citim și de la 10 ca să înțelegem. În întregime, tatăl lui Samson s-a pogorât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Cum l-au văzut, au poftit 30 de tovarăși care au stat împreună cu el. Samson le-a zis, am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veți ghici în cele 7 zile ale ospățului și dacă o veți deslega, vă voi da 30 de cămăși și 30 de haine de schimb. Dar dacă nu o veți ghici, să-mi dați voi 30 de cămăși și 30 de haine de schimb. Ei au zis, spune ghicitoarea ta, s-o auzim. Și el le-a zis, din cel ce mănâncă a ieșit ce se mănâncă și din cel tare a ieșit dulceață. 3 zile n-au putut deslega ghicitoarea. În ziua 7, au zis nevestei lui Samson, înduplecă pe bărbatul tău să ne deslege ghicitoarea. Altfel, te vom arde pe tine și casa tatălui tău. Ne-ați adunat aici ca să ne jefuiți, nu-i așa? Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea, tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ai spus ghicitoare copiilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o? Și el a răspuns, n-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, este o dezlecție? Uite că față de tata și mama a rezistat, le-a dus miere, dar nu le-a spus de unde e. Dar față de nevastă, n-am mai rezistat. Deși a fost foarte categoric în această primă precizare. Dar ispita e mare. N-a zis Eva, Dumnezeu ne-a poruncit doar să nu mâncăm, nici să nu ne atingem. Da, dar diavolul nu s-a dăbătut.
Ea a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile cât a ținut ospățul. Și în ziua 7-a, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Aici a fost vulnerabilitatea lui. Și aici se dovedește vulnerabilitatea oricărui bărbat care nu respectă cuvântul Scripturilor și își ia o femeie necredincioasă. Sau chiar o femeie firească, care este tot o necredincioasă, dar poate este încadrată în membrii vreunei biserici. Vorba aceea, orice cap tare are și un loc moale. Adică vor fi bărbații vase slabi, vase tari, dar femeia și femeia va slab, dar se întâmplă exact cum am zis eu acum. Devin și ei vase slabe. Toată ziua să te necăjească, să te tocească, să te tracaseze, să te terorizeze și ziceți multe altele care ar putea fi enumerate. Și de la vreme cedează bărbatul. De aceea nu-i recomandă Biblia la bărbat să se înjuge cu cine nu-i potrivit la joc. Să nu zică, eu scot carul, că îi atrage în lături sau că se lasă jos. Nu-l muți. Într-o zi carul se va împotmoli. O fi bărbatul tare, dar nu încât să ducă singur cu cineva care trage înspre rău carul lucrării lui Dumnezeu. Cu asta nu vreau să spun că dacă cineva are un soț necredincios sau o femeie necredincioasă, nu-și poate mântui sufletul. Dar nu poate să facă o lucrare pentru Domnul. El putea să stea pocăit, dar dacă să stea în banca lui, atât să-și vadă de sufletelul lui. Dar el vrea să facă ispevi. Ei, când vrei să faci lucrarea Domnului, nu poți cu oricine să faci. Nu se poate. L-a terminat. Zi de zi, cu aceeași insistență. Vă rog, luați aminte, chiar când vreți să obțineți ceva din partea soției sau din partea soțului, nu folosiți acest sistem păgân, demonic. Biblia ne spune să stăruim, dar să stăruim în lucruri bune. Să nu zici, e bună ideea filistencei, nu mă las de bărbatul meu până nu face și asta și asta. Și stau de capul lui și îi spun, dragă, deci nu să fie invocate, tu ai spus că mă iubești, tu nu ai decât dură pentru mine, dacă mă iubim, mi-ai face asta. Uite, mi-ai împlinit pe cealalt. Deci, astea sunt exploatări ale omului. Sunt mai grave ca în orice perioadă din istorie. Te exploatează la tine acasă și ești tributar în mod total. Scrie apoi aici, în versetul 20, finalul. Ospățului nevastă s-a fost dată unuia între tovarășii lui, cu care era prieten el. Observați ce prieten avea, i-a luat nevastă. Tovarăși, filisteni, nu poți să știa la orice la oamenii de lume. De aceea, nu indicat să ne încurcăm nici cu filisteni, nici cum cu filistenci. Biblia spune la cei tineri să fugă de poftele tinereții, eu le spun și la bătrân să fugă. E bine. Vreau să vedem în viața lui Samson cum ea s-a desfășurat între prima și ultima petrecere. De două ori s-a coborât casa tatălui său din Israel în țara filistenilor. Mai întâi la nuntă și a doua oară la mormântare. Mai întâi și-a coborât părinții, pentru că, așa scrie și în 14:5, Samson s-a coborât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Și apoi, în 16:31, frații lui și toată casa tatălui său s-au pogorât și l-au luat. Când l-au suit înapoi, l-au îngropat între Țorea și Eștaol în mormântul tatălui său Manoah. Bine că murise tatăl său să nu mai vadă durerea asta. Când se căsătorește cineva greșit, sufăr mult familia lui. Este o durere. Am văzut în lucrarea de pastorație unele situații când tinerii se căsătoresc cu cineva necredincios, părinții se opun la început, cum a făcut-o și părinții lui Samson, și în unele situații, efectiv, îi târăște, îi coboară, și la propriu, și la figurat, cum a fost aici, și îi pune pe părinții în postura aceea neplăcută, total neplăcută, de nedorit, să faci nuntă copilului tău în lume, să contribui, să asisti, și
De asemenea, este un alt moment neplăcut pentru familie. Să îngrope unul căzut de la credință. Știți că familia apelează la biserică. Vorba cuiva, trebuie să ne îngropăm și cu noile. Țin de gospodăria noastră. Cu ce durere s-or fi coborât frații lui după el. Nu știu dacă a avut frați, efectiv frați, dar oricum neamurile lui. Iată cum, de la început până la sfârșit le-a făcut probleme la familie. Totul a pornit de la aceste căsătorii, care n-au fost o binecuvântare sub nicio formă și nicio mare realizare. Ați văzut câteva mii. Dar ce a fost asta la puterea lui? Și totuși a fost judecător, spunea și în 15 cu 20, în Israel, 20 de ani. Atâta numai în 20 de ani? Da, atât. În rest, posibil să fi și murit 20, la tinerețe deja, oricum nu bătrân a ajuns. S-a pierdut. Vreau să observăm alte greșeli din viața sa adulteră. Capitolul 16, un alt incident imoral în Gaza, de la versetul 1. Samson a plecat la Gaza, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Gaza, Samson a venit aici. Și-au înconjurat și-au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea și-au zis, când se va lumina de ziua, îl vom omorâ. Iată cum a căzut pas cu pas. Recent am analizat cu niște frați din țară niște căderi pe linii de curvie. Ne-a spus cineva, erau doi lucrători din acea biserică, despre un om care la tinerețe a fost un bun proroc. Dar n-a vegheat. Și cu vreme, mai spre bătrânețe, când se bâlbâia și trebuia baston să se sprijinească la deplasare, mergea la o curvă, la o bătrână. Vă dați seama? Uite că după un incident a apărut altul și apoi acel ultim și tragic, Dalila scrie în versetul 4, după aceea a iubit pe o femeie în Valea Sorec. Eu cred că sunt duhuri. Asta nu e iubire naturală, nu e normală. Sunt duhuri de curvie care lucrează într-o primă etapă cu iubire senzorială ieșită din comun. Cu un apetit în acest domeniu ieșit din comun, anormal. Cu niște provocări deosebite. Amintiți-vă de Amnon, fiul lui David. O iubea pe Tamar încât a căzut bolnav pe pat. Și când colo, când Tamar a zis, nu vrei să te căsătorești, dar de unde? După comiterea păcatului, a chemat un băiat, un furier, un gardian de acolo și a zis, alungă pe femeia aceasta. Este asta iubire? Dar de unde? Îl iubeau femeile acelea? Dar de unde? Era o chestiune de comerț pentru amândoi. El încerca să-și împlinească poftele lui, nesăbuite și în același timp să vâneze filisteni. Și ele urmăreau bani, altă dată o făceau de frică, că omoară casa tatălui ei, câștiga ceva. Știți că scrie aici în capitolul 16 și cu asta vreau să vedem derularea sau procesul aflării, divulgării secretului puterii. Versetul 5. Domitorii filistene s-au suit la ea și i-au zis în duplecă și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim. Ca să-l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicle de argint. Femeie cumpărată cu bani. Eu cred, despre unele descoperiri în care se spune că unii au avut diferite viziuni sau sunt unele în Biblie, atât când Dumnezeu în lumea spirituală face sfaturi cu spiritele bune, dar cred că și diavolul în lumea întunericului face sfaturi cu căpeteniile lui cum să doboare câte un credincios. Așa s-au sfătuit aici domnitorii filistenilor. Ce să facem ca să câștigăm bătălia contra lui Samson? Și a început procesul. Și oamenii cred că rezistă. Ce credeți? Seara aceea bănuia Samson unde va fi dimineața? Nu cred. Bine ar fi fost de se scula măcar la miezul nopții să mai ia o dată porțiune în spate și să ducă cu sau fără ele. Dar degeaba. El a căzut în cursă. Și ispita asta te tot trage. Și numai încă o etapă și încă un pas și încă o dată și numai nu te mai poți ridica. Versetul 6, Dalila a zis, spune-mi, te rog, vă rog să observați câte metode, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit? Samson i-a zis, ce a început să spună? Și vă rog să observați cum s-a apropiat. Mai întâi i-a spus tot cu funile, povestea cu funile era veche de tot. Cu funile legaseră și evrei și pentru el era o problemă.
Vedeți, la început a rămas pe poziție. Dar dacă prima dată, a doua oră, versetul 10, vezi să ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni, acum te rog, cât diplomație, cât abilitate în cuvintele ei, cu ce trebuie să fii legat? Din nou rămâne la ideea cu funile. Dar după asta se apropie și omul slab în discuție. Începe o vorbă cu cineva și te gândești, nu vreau să-i spun deloc despre un subiect anume, care e tabu. Dar după câteva dialoguri, te schepi și zice, știi, deja bați apropo. Și dacă e inteligent, celălalt deja se prinde despre ce vorba. Înseamnă că tu ai slăbit deja. Deja ai ieșit din drum. El i-a vorbit în versetul 13 astfel. N-ai trebuit decât să împletești cele 7 suvițe de păr din capul meu în orzeala țesăturii. Păi până acum n-a vorbit de păr. Nu știa nimeni. Era secret. Nu l-ar fi dus alții. N-ar fi găsit ei vreun acces spre puterea lui. Dar nu știau. De unde vine puterea? Era o necunoscut. Uitați-vă ce rezistență avea și la rădăcina părului. Era forță în toate celulele. El a pirorit nimic. Versul 15, deja începe bătălia finală, ultima redută cade. I-a zis, cum poți spune te iubesc? Când inima ta nu este cu mine, iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Și gândiți-vă că pe lângă aceste discuții erau acte sexuale acolo. Dar Scriptura nu, normal că nu intră în toate detaliile astea, dar gândiți-vă câte manevre se fac într-o asemenea situație. Fiindcă ea necăjea și îl chinuia în fiecare zi, eu știu cât a durat? Cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Poate că de data aceasta, oricum, era altă miză, nu chestiunea doar cu ghicitoarea, cu juncana lui. Poate rezista mai mult de 7 zile. Poate rezistă unii un an, 2, 5, 10. Dar de la o vreme, nu mai pot. Îi termin. I s-a umplut de o neliniște de moarte. Deci l-a terminat sufletește, l-a terminat intelectual. N-am avut nicio rezistență, nici fizică, nici intelectuală. Și a deschis toată inima față de ea și i-a zis. Aici s-a pierdut el. El a încercat să reziste, să se dăruiască doar cu trupul, să joace rolurile doar din minte. Dar până la urmă s-a ajuns la inimă și din ea iese zvoarele vieții. Și a zis, briciul a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea mea ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Și imediat, dar el l-a culcat, gândiți-vă, n-avea, în mod sigur, somnifere, nu știu dacă foloseau altceva atunci, probabil că aveau ceva, leacuri, naturiste, ceva. Cu câte pasiuni l-a adormit. A luat banii și l-a vândut. Nici nu știu dacă a primit bani, posibil. Domnul se depărtase de el. Vreau să încheiem și să punctez în final 2 idei. Samson are o imagine pozitivă a vieții și activității lui. De la Samson sunt lucruri bune de luat. Dumnezeu a vrut să facă o lucrare cu el și a făcut-o, dar așa, doar pici pe colo. Niște chestiuni sporadice. În capitolul 15, de la versetul 18, în rugăciunea lui rezultă de aici foarte clar că el avea totuși o viață de părtășie cu Domnul. A fost o față frumoasă a lucrării lui, niște experiențe care nu pot să izvorească decât dintr-o relație bună a omului cu Dumnezeu. Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și Dumnezeu a despicat pentru el stânca. Vedeți cât de drag era la Dumnezeu? Nu știu câte rugăciuni a făcut Samson în viața lui, dar Dumnezeu l-a avut în vedere, probabil un înger a fost delegat pentru el. Și mă gândesc la unii tineri și la alți lucrători care au experiențe când s-au rugat în momente limite, Doamne, acum te rog să mă ajut, să se vadă puterea ta. Ajută-mă, sprijinește-mă în lucrare. Dacă este cineva cu o chemare, Dumnezeu este cel din tâi interesat. Voi femei credincioase, fete pocăite, care au și ele experiențele lor. Dumnezeu le-a dat izbăvire în momente grele. Când Dumnezeu le-a folosit cu un cuvânt, cu o cântare, fiecare cu darul lui. Asta e fața bună a unor oameni. Dar Samson are însă și o imagine negativă. Înduplecarea prin iubire, cedarea în fața partenerului de viață de care s-a legat, nu pe principii biblice.
Și a cedat. N-a rezistat. N-a rezistat niciun evreu care a făcut așa. Și nu va rezista niciun pocăit care va comite greșeala aceasta. Dumnezeu a spus foarte clar în Deuteronom 7. Hai să vă citesc versetele 3 și 4. Să nu te încuscăți cu poporile acestea. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor Dumnezei. Domnul s-ar prinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Aceeași greșeală a făcut-o și Samson. Aceeași greșeală a făcut-o și Solomon. Și din nefericire nu s-a învățat lumea nici până în zi de azi. Și tot mai sunt unii care comit greșeala aceasta. Este fatală. Este fără leac. Zice în Proverbe 7. Mă deplasez acolo și vă citesc, că nu cumva cineva să riște. 7:24. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Este o predică în mod special pentru tineri necăsătoriți și pentru părinți. Și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Că ce a făcut să cadă multe jertfe. Și Samson a fost o jertfă ce a căzut. Solomon altă. Și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Nu știm noi, dar istoria e plină de astfel de episoade și de oameni răpuși, de femei. Tari cu bărbații, tari în fața duhurilor, dar slabi la feminitate. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morți. Îmi spunea un frate, după ce un alt frate de la ei din biserică a avut o ispită, era mai glumeț puțin, așa, mai... când se poftească o soră în față, punea mâna aproape. Se dea prioritate. Și la un moment dat a fost condamnat de biserica de acolo pentru gesturile astea, nu de politețe, ci de neseriozitate considerate într-o câtva. Și un alt frate a zis, eu oricum am fost serios cu femeile, zicea el, dar de acum țin încă un metru distanță. După ce am văzut cum poți fi învinuit sau poate fi incriminată, chiar dacă e vorba de o nevinovăție. Dar la cine pleacă pe drumul acesta, te poți aștepta să ajungă mai departe. Nu și în cazul despre care am vorbit, în sensul că nu era o pornire imorală, dar ușurătatea, gluma cu păcatul, zâmbetele, atingerile, care în final duc la stări vinovate. Vreau să citim așa și din 1 Împărați 11 despre Solomon. Versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. Și la Solomon se spune că a fost o strategie militară, economică, să aibă pace de jur împrejur. Ok, a fost. Dar n-a fost nouă strategie, a fost slăbiciunea asta că l-a iubit. Adică i-au fost dragi femeile, zis așa pe românește. A fost afemeiat. Versetul 4. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul la Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Eu știu cum o fi insistat nevestele la Solomon. Zice, drag, dar fă-mi unul din ăsta de aur. Și mâine o fi venit iar, dar am unul numai de argint. Te rog, fă-mi unul de aur și te voi primi mâine. Într-un mod special. Și când mergea poate la alta, venea cu altă propunere vinovată. Și a cedat. N-a rezistat în acest domeniu. Samson a iubit pe Dalila, dar Dalila nu l-a iubit pe Samson. Iată cum un om cu o chemare deosebită a căzut pradă în mâinile unei femei. Dumnezeu să păzească toți tinerii și toți bărbații și dea Domnul un schimb. Exemplele acestea despre femei filistence nici pe departe să nu se potrivească credincioaselor noastre. Din potrivă, dacă e vorba de femeile evrece, când e vorba de cartea judecător, ne gândim la Deborah sau la Iael. Nici de cum la Dalila. Acestea sunt în afara perimetrului sfinților. Și acolo nu ne ducem. Nu rămânem aici în casa Domnului și în poporul Domnului și Domnul să fie cu noi toți. Amin.